Și Să dacă ei revenim să... la dumneavoastră, dacă totuși luați mandatul, care va fi principalul criteriu de selecție a echipei cu care veți lucra ca primar? Eu v-am spus, am deschis parantezele, v-am spus înainte de asta. Am să iau din Chișinău, Chișinău e destul de mare, tot ce mi-e bun. De la arhitectori, la specialiști în amenajare, în infrastructură, în logistică. Sunt oameni care gândesc, judecă, analizează la rece și sunt profesioniști. Credeți-mă că sunt oameni capabili să gestioneze o urbă în secolul 21 așa cum trebuie. Crima pasului, că la nivel de guvernare n-au luat pe toți cei care puteau să stea vertical și care puteau să contribuie la apropierea de Europa, la integrarea europeană, pe toți din mediul civic, din mediul academic, să ia cei mai buni de la academie, de la profesori, oameni de afaceri care știu să gestioneze, aduceți-i și puneți-i la treabă. Nu au făcut treabă 3 luni zile afară, fără multă demagogie. Al vezi că nu-i bun, afară, altul. S-ar putea să fie un băiat de treabă extraordinar, dar nu-l duci cap să gestioneze treburile administrative. Afară, altul. Și fără supărări de astea, cu plâns în boșt, noi o să facem și ei și n-au făcut pasul la guvernare. Noi o să deschidem porțele municipiului pentru toți specialiștii. Ia că ăsta e crezul meu. Și sunt